uitam dacă e cineva în spatele camerei. Ah, este. Și eu credeam câți oameni? Sute de mii? Ah, ok. Bună! Numele meu e Ianu Marie și astăzi filmăm discuții serioase cu... Tudor Chirilă. Pe Tudor l-am prins în pauza dintre repetiții. Lucrează acum la ceva drăguț. Nu vă putem spune încă despre ce e vorba. Tudor, am pregătit pentru tine o serie de întrebări serioase. La care am să încerc să... Scuză-mă, să nu răspund foarte serios. Te rog să răspund serios pentru că marțeniu văd în tine o influență pozitivă și o nevoie de mine. Care este cuvântul tău preferat? Apă. Care cuvânt îți displace cel mai mult? Prost. Ce îți face plăcere să faci în mod deosebit? Varianta din engleză e what turns you on. What turns everybody on. Ok. What turns you off? What cools me down. Ping pong. Care este sunetul, zgomotul tău preferat? Zgomotul pe care îl iubești cel mai mult, sunetul. Asta e foarte simplă. Traficul. Zgomotul, zgomotul preferat, din trafic, da? Uh-huh. Adorm pe zgomotul din trafic. Dacă sunt într-un bloc și este zgomot de trafic și geamul e deschis, adorm foarte liniștit. Claxoane. Care este sunetul care îți displace cel mai mult? Sunetul care îmi displace cel mai mult? Bormașina a vecinului? Da. Înjurătura preferată. Înjurătura preferată? E prea lungă pentru interviul ăsta. Nu știu, nu m-am gândit. Chiar nu m-am gândit. Dacă îmi vine până la capătul interviului, n-am să te las, n-am să te abandonez. Dacă nu ai fi fost actor și nu ai fi făcut muzică, ce altă profesie ți-ar fi plăcut să practici? Cred că fotograf. Da? Mm-hmm. Sunt fotograf amator și mi-aș fi dorit să am mai mult timp pentru fotografie, dar... S-am văzut contul de Instagram, într-adevăr, încerci să-i dai tenta arții. Da, mai puține selfie-uri. Da, exact. Nu-mi ies foarte bine. Și ce nu te vedea făcând de ruptul capului? Planning. Planning de care? Contabilitate, strategii. Nu cred că sunt o persoană foarte organizată și deși am încercat în viața mea să mă organizez, am ajuns la ideea că trebuie să mă accept așa cum sunt. Și sunt mult mai fericit în ultima vreme. Să zicem că raiul există. Ce ți-ar plăcea? Te îndoiești? Cred ai tu mult... motivele tale să da, îndoiești, da, da, cred mai mult în trocute. În iad. Cred mai mult în univers și în alte puteri am decât înțeles. În raiul, cum e caracterizat de ortodoxie. Dar există raiul și ajungi la poarta raiului. Cu ce cuvinte ți-ar plăcea să te întâmpine Dumnezeu? Păi Dumnezeu mă întâmpină dacă ajung la poarta raiului sau e un protocol Sfântul că până Petru, la... Vrei să te întâmpine? Da, nu știu, ceva mai... mi-aduce aminte de bancul ăla cu Steve Jobs și Bill Gates când a ajuns Steve Jobs la poarta raiului și ăia erau călare pe niște calculatoare. Așa? Toți îngerii și Sfântul Petru și spuneau, merge. Păi am scos și hardul, am scos și nu merge, uite, nici porturile USB și nici memoria. Bă, e groazic, placa de bază pare să fie o problemă și... Jobs se uită la ei și ăștia toți odată se întorc toți spre Jobs, așa, care apăruse la ușă și Sfântul Petru face, vai de mine, păi ăsta e băiatul de la Apple. Deci confuzia a fost... De ce vrea să-ți spună că ăsta e băiatul de la Vama? Nu, să nu-mi spună că ăsta e băiatul de la holograf. Să nu mă confunde. Continuăm cu niște întrebări la care a răspuns Marcel Proust la vârsta de 20 de ani. Mi-a plăcut mie. Și... Chestionarul lui Proust? Da, dar nu tot chestionarul. Vreau să menționez că niciodată chestionarul lui Proust în ceea ce mă privește n-ar fi același de la o zi la alta. Da, deci pentru ziua de astăzi îmi asum chestionarul doar pentru ziua de astăzi, 24 de ore. De mâine nu vreau să aud că am spus așa ceva în chestionarul lui Proust. Pentru că pot spune altceva. De acord. Mm-hmm. Ok. Care e caracteristica ta cea mai marcantă? Mă zbat între lene și perseverență. Între lene? Nu mi-aș fi închipuit că Tudor Chirilă suferă de... Nu, suferă, am spus că mă zbat între lene și perseverență. Păi da, sunt... te trage lenea cumva înapoi. Cumva mă trage, perseverența mă scoate. Ce prețuiești mai mult la prietenii tăi? Onestitate. Ce calitate prețuiești cel mai mult la o femeie? Capacitatea de a fi un bun prieten. Dar la un bărbat? Capacitatea de a fi un bun prieten. Care sunt eroii preferați din viața reală? Din toate timpurile? Da. Shakespeare.
și hai să adaptăm din viața reală de acum, din timpurile contemporane, eroi preferați contemporani. Evgeni Vodolaskin. Mie îmi plac scriitorii, ei sunt eroii mei. Sunt o ignorantă, nu am auzit de ea. A scris un roman foarte frumos, Laur și încă unul, Soloviov și Larionov. E bine de tot. E unul din cei mai importanți romancieri ruși ai momentului. Și acum, dacă îmi permiți să luăm întrebări de la Martin. Au venit deja? Sunt multe. Mamă, ce comunicare ai cu moarte. Peste o să... Nu te-au sunat de la NASA? Nu încă, dar mi-au sugerat Martinii să cântăm împreună pe o stație spațială. Când o fi să fie. Laura Gabi întreabă de ce exerciții de echilibru? Păi toți încercăm în viață să găsim o balanță între noi, între noi și noi. Și atunci asta necesită un oarecare echilibru, dar balanțele nu sunt niciodată echilibrate, tocmai asta e caracteristica lor. Așa că e undeva. De fapt, exerciții de echilibru pentru ideea de căutare. Cauți să te echilibrezi. Ai încredere în generația care urmează? Întreabă Cristina Carciuc. Da, și eu am fost generația care urmează. Și în momentul în care tu erai generația... Au fost câțiva oameni care mi-au acordat foarte multă încredere și cred că e un lucru foarte important să ți se acorde încredere la un moment dat. Deci, da, am încredere în generația care urmează, indiferent cum vor stăpâni ei uneltele care conduc lumea acum, și anume tehnologia. Întreabă Cristian Vava, când ai fost la Castane în Baia Mare, am auzit că te-ai legat de catedrală. Unii au spus că ai zis bine ceea ce ai zis, alții zic invers. Ce ai spus de s-au pornit discuțiile astea? Am spus că, 1, catedrala este urâtă din punct de vedere arhitectonic, adică este pusă parcă cu mâna, e ca un neg pe fața orașului Baia Mare, și asta vorbim din punctul de vedere ale unei construcții care trebuie să se încadreze într-un plan de urbanism. Exact. Odată, după care am spus că dacă tot e urâtă, la banii care s-au băgat în acea catedrală s-ar fi putut face niște lucruri mai folositoare pentru comunitate. Și al treilea lucru pe care l-am spus, am spus că Maramureșul, unde se înscrie și Baia Mare, dacă nu mă înșel, este caracterizat tocmai prin biserica de lemn. Exact. Biserica maramureșană, pe care cu toții o iubim într-atât de mult, încât ea a fost adusă chiar și în București. În sectorul 3 este o biserică de lemn imitând biserica maramureșană. Deși și aici aș putea să spun că în sectorul 3 n-ar avea ce să caute o biserică maramureșană, pentru că nu este din stilul din zona orașului, dar hai să zicem că e o fuziune. Deci astea au fost 1. O clădire urâtă, 2. O clădire pe a cărei urățenie s-au cheltuit bani care ar fi putut fi direcționați către lucruri mai folositoare orașului. Precum? Habar n-am, spitale, o școală, un salon la un spital, nu un spital întreg, niște aparatură medicală, aparate de dializă pentru băimăreni, habar n-am, există sute de destinații. Și 3, faptul că e nepotrivită într-un loc vestit pentru deja un concept în ceea ce privește lăcașul de rugăciune, și anume biserica de lemn. Și cred că s-au supărat mulți pe tine. S-au supărat foarte mulți pe mine, inclusiv 2 oameni publici, anume Buzdugan și Morar, care, deși colegi cu mine, au ales să mă taxeze în fața publicului, să-mi atragă atenție și să-mi sugereze că ar trebui să-mi fie rușine de afirmațiile mele, dar, na, este probabil... Probabil ei n-au făcut suficient de multe exerciții de echilibru. Da, nu știu. Dacă tu doar ar fi YouTuber, cum s-ar numi primul video? Păi, dar nu sunt YouTuber? Prin Vama? Dar nu sunt YouTuber deloc? Nu sunt nici puțin YouTuber prin contul meu de pe YouTube, unde urc... Da, am făcut niște chestii, dar nu mă pot. Bine, nu sunt YouTuber, te rog să mă scuzi. Okay. Dau consultanță. Cum s-ar numi primul meu clip? Tudor. Ce sfaturi ai pentru cei care vor să urmeze o carieră în lumea artei? Întreabă Silvia Dance. Și cum ai știu că drumul tău în viață este legat de lumea artei? Mă rog, acum trebuie să despărțim puțin lucrurile. Ca muzician nu cred că fac parte în momentul ăsta din lumea artei, pentru că muzica noastră e mai aproape de cultura pop-rock, unde nu putem vorbi neapărat de artă, ci vorbim de
showbiz, divertisment. Uh-huh. Ca actor, da, fac parte dintr-o artă, arta teatrală și, nu știu, cred că m-au atras mai multe lucruri. Ideea că nu prea știam și nu-mi plăcea să fac altceva, influența mamei mele, care este actriță și regizor, un mediu în care m-am învârtit, teatrul de comedie, unde am fost de mic copil și cred că lucrurile astea s-au însumat și m-au dus către teatru. După care teatru, pentru că nu a fost foarte constant în viața mea la început, m-a dus către muzică, care a fost o expresie derivată, din punctul meu de vedere, la mine, din teatru. Acum, nu știu ce sfat să dau cuiva care vrea să se apuce de chestia asta decât să încerce, pentru că cel mai rău e să trăiești cu regretul că n-ai încercat orice. Mai sunteți acolo? Mai sunteți. Mariu, se întreabă de ce oamenii aleg de cele mai multe ori orgoliul în loc să aleagă dragostea. Mă simt ca la ziarele alea de dinainte de revoluție cu psihologul de serviciu și eu nu sunt psihologul nimănui. Și sincer să fiu, cunosc foarte mulți oameni care au ales dragostea, nu orgoliu, așa că n-aș putea să-i răspund domnului. Cum crezi că o să arate România în următorii 2 ani? Întreabă Alex Vali. Păi depinde de ce votăm în 2016. Eu sper să arate mai bine și mai cinstit. Sper să mai scăpăm de hoți, partide de corupți, de penali și să se întâmple ceva și la revizuirea conceptelor de educație din România și felul în care se abordează chestiunea educației pe plan strategic național. Cred că asta e o mare problemă și mă pregătesc și eu să dau mai tare decât până acum cu nasul de ea și începe să mă preocupe. Dar se pare că e mult de lucru. Cred că haosul ăsta pe care sistemul educațional îl creează acum în mințile copiilor, și zic copii pentru că cred că el începe de la supraîncărcarea unor creiere mici de la începând cu clasa 1, nu e niciun caz benefică și cred că educația ar trebui să vizeze stârnirea pasiunii în copii pentru a învăța și pentru a se informa, pentru curiozitate, oamenii copiii să vrea să afle lucruri, nu să fie speriați de faptul că ar putea să aibă un eșec. Îl urmăream pe domnul Solomon Marcus, care spunea foarte clar că greșeala este absolut fundamentală în dezvoltarea unui om. Și frica de greșeală nu face decât să paralizeze creativitatea și să paralizeze până la urmă dorința de a învăța. Ori eu mi-aș dori ca peste 2 ani să văd o Românie, sper, cu un sistem care să și cu o mentalitate la nivelul profesorilor din întregul sistem care să dorească să instaureze un alt fel de relație cu copiii decât acela bazat pe îndoparea creierilor și pe stimularea probabil inconștientă din partea profesorilor a fricii de greșeală. Ce părere ai despre facultățile de teatru din România? Băi, nu știu foarte multe lucruri despre facultățile de teatru, știu destul de multe despre facultatea pe care am terminat-o eu, care acum, când am terminat-o eu, se numea ATF, acum se numește UNATC. Sunt profesori și profesori, cred însă că sistemul Bologna a adus foarte multe lucruri rele în facultățile de teatru. Aceste doctorate pe bandă rulantă care cumva certifică posibilitatea de a profesa la nivel înalt au ajuns să formeze celebrele fabrici de doctorate. Sunt mulți profesori în facultatea de teatru care nu au avut experiența teatrală și de care ai nevoie ca să poți să predai. Cred că nu poți să predai numai dacă ai o vocație pedagogică puternică, ci trebuie să predai și dacă ai o experiență în zona de teatru. E adevărat că nu orice mare actor sau nu orice actor cu trafic poate să fie un bun profesor și un bun pedagog, dar sunt sigur că doar cu pedagogia nu poți să devii profesor la facultatea de teatru. Cred că ar trebui cumva făcută o selecție mai riguroasă și nu folosește nimănui că avem actori pe bandă rulantă
care se pregătesc să fie șomeri pe bandă rulantă, pentru că capacitatea de absorpție a teatrelor este mult mai mică decât capacitatea de livrare a facultăților. Și atunci, atâta vreme cât lucrurile astea nu sunt corelate, este ca la business, știi, cu cererea și oferta. În mod norm, în cazul nostru este mult mai puțină cerere de actori decât este ofertă. Dacă lucrurile astea nu sunt reglementate, economia scade. La fel și economia teatrală se prăbușește sau ne trezim cu o grămadă de actori care sunt obligați să își câștige traiul altfel. Asta generează frustrare pentru că nu faci meseria pentru care te-ai pregătit și din frustrare sunt sigur că nu iese nimic bun. Deci odată, nu știu care ar trebui să fie părerea mea despre facultățile de teatru, nu cunosc ce se întâmplă în facultăți, dar cred că în momentul de față avem de a face cu o inflație de actori. Cine e muza ta? Întreabă Irina Vișan. Da, nu. N-am avut niciodată o muză. O recomandare muzicală actuală. Întreabă Laura Gabi. Ascult multe trupe așa și multă muzică în perioada asta. Ascult multe album. Nu e neapărat actuală, dar asta ascult acum și da, consider că David Bowie și-a făcut ieșirea din viață într-un mod absolut senzațional, ca un adevărat dandy. El a fost un mare dandy și a ieșit extraordinar de pe scena vieții cu aceste două piese pe care fac parte de pe albumul lui ultim, din păcate, Black Star și Lazarus. Iar Black Star trebuie ascultată de vreo 40 de ori și de fiecare dată vei asculta altă piesă. Bowie nu este neapărat un artist ușor digerabil de fiecare dată, dar este un om care a schimbat muzica în foarte multe feluri. Și asta e recomandarea mea. Îți mulțumesc frumos! Și eu mulțumesc! Și marțienilor, să știți că sunt semne clare că veți găsi apă. Pentru că e cuvântul preferat. Deci puteți să fiți liniștiți, nu o să mai fiți obligați să trăiți pe whisky. Pe whisky! Ne vedem marțea viitoare cu un vlog nou.